Am ascultat aceste lecturi pe care Biserica Înțeleaptă le-a rânduit ca să ne hrănim sufletele și mințile cu ele. Și tema Sfintei Evangheliei pe care am ascultat-o astăzi este vindecarea. Vindecare, dar mai mult decât vindecare. Se poate ceva mai mult decât vindecare? În primul rând doresc să împărtășesc cu dumneavoastră câteva sublinieri legate de această temă a vindecării, așa cum o regăsim lărgind un pic privirile noastre, așa cum o regăsim această temă în Sfânta Scriptură, în Noul Testament. Sigur că vindecarea de o boală este una dintre experiențele cele mai reconfortante și mai fericitoare pentru orice om, pentru fiecare dintre noi. Fie că este o boală grea, fie că este o boală mai simplă, vindecarea ne face fericiți. Aceasta întrucât boala produce suferință, adesea spaimă, teamă, pentru că amenință cu moartea. Ceea ce putem să observăm este că lucrarea cea mai vastă pe care o face Iisus ține de vindecări. Sunt vindecările. Cea mai vastă lucrare, cele mai numeroase minuni pe care Iisus le face sunt legate de diferite feluri de vindecări, de diferite boli. De asemenea, vedem că programul lui Iisus este acesta. Consemnează Evanghelistul Matei în capitolul 4. Iisus a venit să vindece toată boala și toată neputința în popor. Deci Iisus cel mai mult se ocupă cu vindecarea și programul lui, în programul lui, este prinsă vindecarea, a venit să vindece. Este de precizat că Iisus țintește o vindecare integrală a omului și că ordinea vindecării pe care Iisus o arată este mai întâi a sufletului și apoi a corpului și nu viceversa. Cu siguranță vă amintiți foarte bine, iertate-ți sunt păcatele tale, îi spune unui bolnav, unui paralitic, chiar dacă teologii prezenți acolo se întreabă, se scandalizează și după aceea îl și vindecă. Dar arată și în acea situație care este prioritatea și care este ordinea, mai întâi sufletul și apoi corpul, spre o vindecare integrală. Iisus indică de asemenea faptul că moartea, adică pierderea corpului, nu este situația cea mai rea pe care omul poate să o trăiască, ci cea mai rea situație este pierderea sufletului. Nu vă temeți de cei care ucid trupul, dar nu pot să ucidă sufletul. Temeți-vă mai degrabă de cine poate să piardă trupul și sufletul, consemnează Evanghelistul Matei în capitolul 10. Cuvintele lui Iisus. Oamenii se vindecă și azi, s-au vindecat, erau vindecați atunci, în vremea lui Iisus, se vindecă și azi și cred că mai mult sufletește, sau probabil mai mult sufletește decât trupește. Dacă vă uitați pe site-ul oficial de la Lourdes, care este posibil de vizualizat în mai multe limbi, puteți vedea că acolo se spune că din 7.000 de dosare ale persoanelor care s-au vindecat acolo la Lourdes, care au fost analizate de acea comisie specială de medici, 70 sunt recunoscute ca vindecări miraculoase. 7.000, 70 recunoscute de biserică, fiindcă biserica este foarte atentă și foarte exigentă în acest sens. Cu siguranță mai mult decât 7.000 de persoane au considerat că prin rugăciunea la Maica Domnului
au fost vindecați, aceste 7.000 au și deschis dosare, dar din aceste 7.000, biserica spune 70 s-au vindecat. Vindecări se fac și azi și nu numai acolo. Cu siguranță, o ultimă subliniere la această parte introductivă este că starea sufletească, liniștită, încrezătoare în Creator, în credință, în rugăciune, influențează substanțial vindecarea corpului. Starea sufletească influențează substanțial vindecarea corpului și aceasta o spun și medicii. Referindu-ne propriu zis la mesajul Evangheliei de astăzi, mai presus de vindecarea pe care Iisus o realizează, în masă, 10 oameni, mai presus de această vindecare, din dialogul pe care Iisus îl are cu cel care se întoarce să mulțumească, înțelegem că mai important decât această vindecare este raportul cu Iisus. A ne alege cu Hristos, a ne alege cu Iisus, a ne alege cu Dumnezeu este maximul. E mult mai mult decât orice vindecare. Unul dintre cei vindecați s-a întors. Ceilalți și-au luat darul vindecării și au plecat doar cu el. În final au murit cu siguranță și ei. Vindecarea le-a folosit pentru o perioadă, în cel mai bun caz pentru câțiva zeci de ani. Sigur că Iisus nu are nevoie să fie slăvit, să fie adorat. El însuși are slava sa eternă în preasfânta treime și nu îi lipsește absolut nimic ce să-i oferim noi ca să-l completăm. A mă alege însă cu Hristos, cu Dumnezeu, ar fi descoperit prin intermediul vindecării sufletești sau trupești și a mă ști, a mă simți într-un raport de prietenie cu El, acesta este maximul. Deoarece prietenia cu El este prețioasă în viață, în această viață și după viață, dincolo de această viață. Întrebarea care putem să ne punem este, dar cum mă aleg cu Hristos Iisus ca și prieten? Mai mult decât a primi darurile sale, cum să mă aleg cu El? Rezultă și din această pagină evanghelică faptul că pentru a ajunge la vindecare și pentru a ajunge la a trăi prietenia cu Hristos, cu Iisus, cu Dumnezeu, este nevoie de parcurs o cale. Mergeți și pe cale s-au vindecat. Și să știți că noi preoții constatăm aceasta de multe ori, că oamenii ar vrea să facem o magie și să rezolvăm problemele lor, de orice natură ar fi. Dar că există prea puțină sau câteodată deloc disponibilitate de a face un drum spre vindecare, spre realizarea problemelor, spre a găsi răspuns la rugăciunile cu care venim. E nevoie de un drum. Și atunci când, din punct de vedere fiziologic, mergem la medic pentru cu o boală, e nevoie de o terapie, de un timp, de un drum, de un tratament. La fel este și cu sufletul. Nu aceasta este calea ca noi, dincolo de iconostas, preoții, să facem ceva, ce vrem noi, o magie și să rezolvăm problemele. Pentru că Iisus și Dumnezeu dorește altceva. Dorește să ne întâlnim cu El. E mult mai mult și mult mai important. Deci se vede că e nevoie de o cale. De a parcurge o cale. De asemenea, pe lângă aceasta, Iisus le spune celor bolnavi, duceți-vă și arătați-vă preoților.
E nevoie de a ne pune în adevăr și de a ne pune în lumină viața. În lumina lui Hristos, în lumina lui Dumnezeu. Și sigur că e dificil uneori să ne punem în lumină viața. Dar aceasta este calea. Iisus așa vrea să vindece. Așezându-ne în adevărul deplin despre noi, fără a ne zdrobi atunci când ne așezăm în adevăr în fața Lui, ci mie mi se pare că una dintre cele mai bune comparații pentru a înțelege cum dispar păcatele mele, că intru cu ele în confesional și ies iertat de Dumnezeu. Exact așa cum o umbră o luminăm cu o lumină și umbra dispare. Foarte simplu. A ne pune în adevăr în fața lui Dumnezeu este calea spre vindecare, spre vindecare sufletească și spre vindecare trupească. Și în mod și mai concret, cum să mă aleg cu Hristos, nu numai cu darurile sale, cu vindecarea sau cu orice răspuns pe care îl primesc la rugăciunea cu care vin la Dumnezeu? Cum să mă aleg cu El? Și cum pot să verific aceasta? Mă aleg cu El, sunt prieten cu El atunci când L-am descoperit și când revin constant la El. Așa cum dumneavoastră reveniți constant duminică de duminică la Sfânta Liturghie, de fapt la El. Este unul dintre criterii. Revin constant la El. Revin constant să-L caut. Revin să-I mulțumesc. Revin, mai mult decât atât, să stau cu El. Aceasta este o expresie pe care o regăsim în Sfânta Scriptură. Iisus i-a ales pe cei 12 să stea sau să fie împreună cu El. De asta i-a ales, în primul rând, și apoi i-a trimis. Acesta este, prin urmare, un alt criteriu de a verifica dacă eu vreau doar darurile lui Dumnezeu și să fug cu ele, să le folosesc, sau îl vreau pe El, Dătătorul de daruri. Dacă stau cu El, dacă revin să stau cu El. Și uneori este greu, și cred că asta o experimentează cei care stau acolo jos la adorație, uneori, sunt perioade în care este greu să stăm. Și alteori stăm cu plăcere și stăm în tăcere și în adorație și în rugăciune personală. Un alt criteriu este acela al iubirii cuvântului lui Dumnezeu, în mod particular al Scripturii. Dacă regăsim faptul că cuvântul lui Dumnezeu e lumină pentru noi, că ne spune adevăruri care ne fac bine, este un semn și este un criteriu că l-am ales pe El și nu doar darurile sale. Și sigur, când mergem constant la Sfintele Taine, la Sfintele Sacramente, dacă starea sufletească o permite, și când ascultăm de biserică, de biserica lui Iisus, prin cei pe care El i-a rânduit să ne slujească. În sfârșit, așa cum am ascultat în Apostolul de astăzi, dacă ați reușit să surprindeți, pentru mine un cuvânt de acolo, din ceea ce spune Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Coloseni, capitolul 3, este cel mai semnificativ. Și cuvântul este împreună. Când Hristos, care este viața noastră, se va arăta deplin, atunci vom fi împreună cu El în slavă. Acesta este maximul. Vindecările sunt necesare și noi avem slujbe speciale pentru aceasta, lăsate de Iisus, evident, taina Sfântului Maslu în mod particular. Și toate răspunsurile pe care noi le primim în rugăciune de la Dumnezeu
Sigur că sunt foarte importante și necesare. Dar în ultimă instanță, cel mai important lucru este să ne alegem cu El, cu dătătorul darurilor, cu vindecătorul tuturor bolilor, suflete și trupești, și să fim împreună cu El. Aceasta este ținta noastră și spre aceasta ne îndreptăm. Și acest lucru îl promovăm noi, preoții, pentru că aceasta este misiunea noastră. Să promovăm această întâlnire a sufletelor, a oamenilor, a noastră împreună cu Hristos, Fiul lui Dumnezeu cel viu, pentru ca să fim împreună cu El aici, să-L simțim, să ne bucurăm de prezența Lui, să fim fericiți că suntem ai Lui, că-i suntem prieteni, și această bucurie să treacă dincolo de pragul morții în viața veșnică, unde să fim mereu împreună cu El. Amin.